Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Facem un apel la călătorii, la ascultătorii noștri călători cu trenul. Dacă e cineva care călătorește cu trenul, pentru că am vrea să verificăm cu voi, prieteni, dimineața asta un comunicat dat de CFR. CFR anunță că în 2023 întârzierea medie pe trenul CFR călători a fost de circa 8 minute. Aici mergea să luăm mesaje. Cât credeți că a fost întârzierea medie pe tren? Da. 8 minute, asta spune CFR. Din calculele lor, nu am motive să... Adică nu pot să-i contrazic, că nu am alte date, informații. Așa o fi, 8 minute. Din ce constată cei care merg cu trenul, s-ar putea să fie mai mult. 0372069599. Sunteți de acord? Astă vară am mers spre Brașov și am ajuns la timp. Da? Am mers spre Iași și am avut la 6 ore cât face trenul până la Iași, încă 30 de minute întârziere. Păi Iași se face medie 15 minute. Da, bravo. Deci 8 minute, asta spune CFR. Cred că au folosit minutul greu, ăla în care au tăiat niște zerouri. Tot CFR spune. Anul trecut CFR a transportat 5% mai mulți călători. Deci crește numărul de călători care merg cu trenurile. Eu fi numărat și pe aia din trenurile deraiate. Și trenurile merg foarte bine. Da. Întârziere medie 8 minute e foarte tare. Eu sunt unul dintre cei 5%. CFR mai spune că zilnic circulă 1100 de trenuri în România și că peste 85% din trenurile CFR călători aflate în circulație ajung la destinație fără întârzieri. Ba chiar mai repede. Mai repede? Totuși, eu, mă știți, cărcotaș, m-am apucat să caut ceva date pe lângă, în afară de acest comunicat, pentru că din comunicat lipsesc niște informații. Cât sunt întârzierile cumulate ale trenurilor din România? Adică pe toate trenurile, rute, garnituri, tot traficul, că acolo am vrea să vedem și care este tendința. Că așa să spui 8 minute, trebuie să pui în context. Da, anii trecuți cât era? Și uite ce, am găsit datele din anii trecuți. În 2020, trenurile românești au înregistrat întârzieri totale de 2.560.489 de minute, adică echivalentul la 4,8 ani. În 2020. În 2021, ce credeți? În creștere. S-au situat la 3.487.509 minute, echivalentul la 6,6 ani. În 2022, întârzierile trenurilor de călători au însumat 4.326.618 minute, adică 8,2 ani. Deci, de la 4,8 ani în urmă cu... în 2020... a tot crescut până aproape s-a dublat în 2022. Păi da, dar ia și tu anii ăștia sau minutele astea în partele la câte trenuri sunt păi în fiecare zi. Păi câte trenuri sunt. Ne-au spus, ei ne-au spus că circulă 1100 de trenuri. 1100 de trenuri. Da, dar nu știm câte rute, câte curse face fiecare tren. Că nu sunt 1100 de curse. Sunt 1100 de garnituri, asta spune. Și acum cred că ei se scut cu astea scurte, tip otopeni, care nu întârzie nicio secundă și atunci scade media frumos. Știi că e foarte important. Eu nu am rupt trenurile anul trecut și am fost foarte mulțumit. Nu, până la aeroport ai mers. Nu, vezi că am mers la aeroport. La aeroport practic nu mai merg decât cu trenul. Da, adică de la Gara de Nord, la asta în București, Gara de Nord, Otopeni, da, e convenabil. Doar la întoarcere iau taxi. Că la aeroport nu mai vine decât cu trenul. Vine cu plin. Că l-a întors e mai nasol că ele venind din 40 în 40 de minute, dacă nu-l prinzi când trebuie, trebuie să stai jumătate de oră martor prin gara aia și... Da. Și invers, nu tot din 40 în 40. Da, știi, da, când pleacă te duci la aeroport, direct. Știi ora la care pleacă și te duci. Tu așa când aterizezi, constați că mai sunt 20 de minute până la tren, 5 minute, o oră, whatever. 0372069599, vă așteptăm în direct. Ați mai mers cu trenul prin România în ultima vreme? Cum e? Cum vi se pare? S-a mai schimbat? E mai bine sau tot la fel? O să saltați de mesaje, care mai de care, telefoane, intrăm imediat în direct, dar hai să începem cu niște mesaje. Dacă împarți 2022 cele 2 milioane jumate de minute întârziere la 1100 de trenuri pe zi și apoi la 365, o să vezi că o să-ți dea o medie de 6 minute întârziere pe tren. Pam, pam. Ceea ce ți-am zis și eu, dar m-ai contrazis. Vezi că nu sunt 1100, nu cred. Sunt doar 1100 de garnituri. Sunt bun la matematică, întotdeauna am fost. Mulțumim! Am mers cu trenul de la Ploiești la Brașov și de la București la Brașov, dus întors. N-am avut nici măcar un minut întârziere. E adevărat? Era trenul acela privat?
civilizat, a venit la timp, am ajuns la timp. Uh-huh. Bun. Și eu am călătorit pe relația asta București, Valea Prahovei, Brașov, Predeal de două ori. Uh-huh. Și am mers ceas trenul dus întors eu... Și la Constanța am fost la fel, în condiții optime. Sunt linii modernizate. Aia e problema, da. Ne interesează cine a mers cu trenul Iași-Timișoara, pe vremuri denumit trenul foamei. Uh-huh. Bună dimineața, Fabio din Galații. Foarte bine. Curățenie, căldura, orariu perfetto. Foarte bine. Fabio, suntem Fabio. Fanii tăi. Fabio. Suntem un italian. Grazie da. Mille. Da, Frecea rosa în Galații. Se pare că infrastructura e problema și s-a numite relații pe care sunt probleme. Ne-a scris Italina, zice că ambii copii sunt la facultate. Unul la Cluj și altul în Brașov, ea fiind din Brăila. Tot ce declară CFR sunt lucruri false, mă rog. Fica mea a plecat către Brașov de la Brăila și din cauza zăpezii a ajuns la 10 noapte, a plecat de la 7 dimineața. Timp în care n-a avut căldură, apă sau lumină. Spre Cluj e aceeași problemă. Veșnic pierde legătura din cauza întârzierilor. Și nu li se returnează nici banii pe bilete, cu atât mai mult dacă sunt achiziționate online. Asta e dispensă pe care Uniunea Europeană o dă României de foarte mulți ani. Adică încă de la aderarea în Uniunea Europeană ar fi trebuit despăgubiți călătorii care au întârzieri, la fel ca la avion. Avion. E, România tot primește dispensă din pricina asta, sau mă rog, pentru această problemă. Păi îți dai seama câte datorii ar avea, da, deci pentru pagube. Cristi, bună dimineața! Salut, Cristi! Bună dimineața! Bună! Recent am călătorit cu trenul București-Constanța sâmbătă. Da. Nu merg des cu trenul. Am zis totuși că după o experiență, să zicem, destul de recent, acum câteva luni, când am fost Constanța-București cu trenul și am luat bilet la clasa a doua, am zis acum să iau bilet la clasa a întâi. La 10.30 trebuia trenul să plece deja din gara, la ora 10, 50 de minute întârziere. În sfârșit, stăm, așteptăm, luăm un ceai, ne învârtim, se face ora cu cele 50 de minute întârziere adunată, nu e niciun tren, informații, bună ziua, ce facem, așa. Putem să mergem cu trenul de 11.30, dar cum să nu trebuie să mergeți la casa de bilete, să schimbați biletul. Biletul fiind nu online, ci fizic. Da. A fost mai bine. Mergem la doamna în drum spre bilete să schimbăm biletul, 50 de minute se transformă în 80 de minute. Nicio problemă, venea următorul tren la 11.30, nicio problemă. Ne-am dus, am schimbat biletul pe următorul tren la 11.30. Mergem acolo, nu era trenul 11.30, 12 fără un sfert, a venit trenul de 11.30. Ne-am suit în trenul de 11.30. Lângă noi vine un tren, conductorul se certa cu cineva, cu biletul la trenul de 10.30. Neschimbat pentru 11.30. Ce credeți? Ce tren era cel de lângă noi? Ăla al tău. Ăla de la 10.30, care a plecat înaintea lui ăsta de 11.30. Da, mă, măcar acum, te ținem priză. Acum zine unde ești, tot la Constanța? Sau? Am ajuns într-un final, nu. Drumul, cred că a fost chiar mai scurt față de cât spuneam ei, 2 ore 30 sau cât ia, se face. Au luat-o ca să recupereze, știi cum fac și ea cu avioane. Da. Orice țară civilizată europeană are Cosmin. Transport feroviar dezvoltat, precis, care vine la timp, care are servicii corecte și are linii de cale ferată pe care poți să ajungi în oraș, din zonele suburbane. În România nu există. La noi cred că s-a greșit și aliajul. Că la noi e foarte mare problema asta cu dilatarea și contractarea șinelor și cred că trebuie schimbat. Ieri am auzit că s-au crăpat șinele de la ger. Totuși au fost minus 15 grade. Deci adică au pus ceva în fier. Să fie minus 15 grade în țara asta. Aliajul e pădos. Dar uite, ți-a scris cineva că ai întrebat de trenul foamei. Da. Sau ceva, nu? Zice, foamea are acum 4 vagoane. Am fost anul trecut, Timișoara-Cluj. Și întotdeauna avea măcar 30 de minute întârziere. Așa e de 30 de ani. Dar avea măcar 12-14 vagoane, acum are doar 4. Nu mai e cerere pentru, adică nu mai e foame atât de mare tot. Asta zic. Cosmin, mai avem un minut, te rog. Salut, Cosmin. Iată. Salut. Fică mi-a plecat cu clasa anul trecut la mare, Timișoara-Constanța. 8 ore întârziere. Vai de capul meu, da. Astea sunt ore, super nasoare. Deci nu au plecat de la Timișoara. Timp de 8 ore
amânați peste 20 de minute, peste oră, peste 30 de minute și au fost zeci de elevi, că au fost mai multe clase care au stat în gară și pe peron, au trebuit să plece seara la 8, au plecat dimineața pe la 4, ceva de genul ăsta. Da. A fost ceva furtună, au fost inundații, alunecări de teren, ceva de genul ăsta? Nici în ziua de astăzi n-avem un răspuns. Pentru nici că... măcar la sesizări, dar mai la ce motiv a fost. Nu a venit încă trenul care trebuie să plece. Da. CFR-ul a comunicat așa, că în ceea ce privește cauzele întârzierilor, pe primul loc sunt cazurile de forță majoră, adică vreme, căderi de copaci, temperaturi ridicate, ceață, șine rupte și așa mai departe, și de-abia după aceea lucrările de infrastructură. Deci, aparent, România este într-o zonă de asta de transformări geologice permanente în care vin furtuni, alunecări de teren, da, măi, cresc munți, să rup șine, sunt cutremure, sunt... Și când colo... Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.